Acest uh, vinetul al emisiunii Mireasa cu pieptul dezgolit, uh, justițiar, care vrea să facă dreptate, au omis să spună că probabil nici nu i-ar nu fi convenit uh, ca cineva să facă miște un uh, felul acesta de el. Știți că data trecută, de fapt, duminică, când uh, a fost acest material, când ne uitam la ei pe camere, eu nu am desizat faptul că băieții făceau mișto de el la modul hai de intri în valiză, hai te bagi în valiză, e ceva la modul ăsta. Dar acum, văzând materialul, clar îi dau dreptate lui Andrei. Bine, el când s-a referit și când a spus de fapt că acum o să dați vina pe mine, nu și-a căutat-o, cum spune Luca, Pur și simplu era o chestie destul de evidentă pe care am mai trăit-o atâtea ori și știa că acolo se ajunge. Asta a făcut. Știa că acolo se ajunge și era normal să, se vor... să spună lucrul ăsta. Că a verbalizat-o și că nu a gândit-o doar cu mintea, asta e altceva, dar știa că acolo se ajunge și cumva toți vor sări în capul lui pentru că ați văzut că asta se întâmplă.